Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Super tătici și super mămici. 10 și 14 minute, sunteți în direct la Europa FM pe frecvențele pe care ne ascultă românii de pretutindeni, iar astăzi la rubrica Super Tătici și Super Mămici avem un super tătic. Sper că sunteți în direct cu noi și pe contul de Facebook, pentru că puteți să-l vedeți într-o formă în care rar îl întâlnim pe Cosmin Sele. Și bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Mă uitam la tine cu cât drag și cu câtă grijă te uiți la Tudor, nu te-am mai... Adică eu te-am văzut doar la spectacole în ipostaza asta de tătic. Da, băi, bine, da. Sunt un tătic poate mult prea grijuliu. Și ce-a făcut? Că exagerez câteodată. Da? Da. Ești... Da, cred că sunt exagerat. Uh-huh. Ți-e frică? De ce? Mi-e teamă, stresat. Eu sunt stresat tu de felul stresul. Meu. Eu sunt un... Da, eu, da. Recunosc, sunt un mare stresat. Bună dimineața, Tudor! Bună dimineața! Ce faci? Bine! Cum te descurci tu cu tăticul ăsta al tău? Ia-ți un ceai, Fetița Zuri. Cum te descurci tu cu tati al tău? Zi-mi și mie. Bine? Bine. Să știi că pe Tudor nu se vede deloc că tu ești un tătic stresat, pentru că el este o bucurie de copil, o lumină. Câți ani ai, Tudor? 7. 7? Când ai împlinit? Când a fost ziua ta? La 6 decembrie. Pe 6 decembrie. Și acasă cine ne ascultă? Acasă la cine voi? Cine e acasă la noi, măi, tata? Cine a rămas acasă? Mami. Mami cu? Mami cu Ilinca. Cine e Ilinca? Păpușa ta? No! Cine e? E un bebe. Un bebe? Așa? Ați găsit voi un bebe și l-ați luat acasă? Nu. No. Când eram 5 ani... Când aveam 5 ani, am fost la spital și am văzut... O chema bebe Ilinca. Și ai zis, îmi place de ea, nu? Da, îmi plac. Ți s-a părut ok. Mai, da. Erau mai mulți bebe? Nu. Deci era doar una singură? Da, n-ai prea avut de ales? Nu. Asta e, asta ai găsit, asta ai luat acasă? Da, asta e. Na, bine, doar bravo, te las să te joci cu Fetița Zurli. Bine. Până mai vorbesc eu cu tati un pic și pe urmă revenim. Bine. Că vreau să te întreb niște lucruri. Da. Da? Da. O pupăm pe mami. Cum o cheamă pe mami? Irina. Irina. Cum e Irina? Fuh. De ce ai ales să fie Irina, mama copiilor tăi? Mamă, ce întrebare, băi, Mirela. Păi... Nu știu dacă am ales-o. Cred că ea m-a ales pe mine, nu știu. Cred că... Dar cum e Irina? E un erou, în primul rând. Din punctul meu de vedere, e un erou. Și orice mămică e un erou. E bună, e înțelegătoare. Răbdătoare. Mai scoate colții câteodată. E normal. E normal. Cât de bună să fii. Corect. Da, e un om. Unde ai găsit-o pe Irina? Iar vorbim povestea aceea la semafor. Da, unde am găsit-o pe Irina, unde mi-a scos-o Dumnezeu în față. Serios, unde? Eu nu știu povestea. La un semafor, undeva pe la universitate. În București? Da, un prieten de-a meu care era în mașină cu mine, vroia să a socializat cu o prietenă de-a ei care era în cealaltă mașină și până la urmă am sfârșit eu cu Irina. N-am mai făcut asta niciodată, dar așa s-a întâmplat, nu știu. Așa trebuia să se întâmple. Așa, crezi, da. În destin? Da, foarte mult. Cum ai ajuns în București? Cu trenul de la Zalău, 16 ore, care face la fel și acum, pe 20 și ceva de ani. Păi am ajuns la București, am dat examen la facultate. M-am gândit să fac altceva și n-am reușit. Am făcut ceva business-uri. Mă rog, dale mele. Unde ai dat la? Ai dat la teatru? La academie. Și n-ai intrat? La unei ATC. Ba da, am intrat din prima. Ai intrat din prima? Pe bune. Al patrulea am intrat. Bravo. Mi se părea senzațional să intru al patrulea, dar știi cum e? Nu contează al câtelea intri. Important e ce faci după ce termini facultatea de teatru. Te-ai adaptat în București? Ești bucureștean? Greu. Sau încă? Da, m-am mutat la țară. Deci nu mai sunt bucureștean. Adică am plecat din București, mi se pare prea aglomerat și prea... Și stai undeva lângă București. Și prea stresat, da. Stau undeva lângă București, mai ieftin decât în București. Și mai liniște. Și multă liniște, da. Iar pentru copii... E un pic cu transportul, e un pic complicat cu copiii, dar ne descurcăm. Ce ți-e cel mai greu ca tată? Cel mai greu ca tată? Nu cred că mi-e nimic greu.
momentele în care sunt bolnavi, atunci când nu știu ce să fac. Nu știu, chiar nu știu ce să le fac. Să le sunt două lucruri, două momente în care eu intram în panică. Momentul în care mai apăreau mucii și când se oprea mașina în mijlocul drumului. Asta cu mucii deja e light, adică știm cam ce trebuie. Așa când, nu știu, când îi doare burta ceva, nu știi ce să le dai, le dai ceva, mai nu funcționează. Mai ții minte cum ai aflat că o să vină Tudor? Cum a anunțat Irina că o să aveți un copil? Uite, asta nu mai știu. Nu mai ții minte? Nu m-am gândit niciodată la asta. Nu mai știu. Cum ai anunțat, măi, soție? Vezi că the life is change. Urmează o perioadă mai grea. Eu îmi amintesc că atunci când i-am spus tatălui Maiei că o să avem un copil, îmi doream foarte tare să se bucure, dar știam că nu e genul, că conștientiza că viața lui se schimbă și cel mai drăguț lucru pe care l-a spus a fost asta înseamnă că o să fii cam fițoasă în următoarele 9 luni. Da. Ok, e bine, totuși e destul de mult. Mai la Ilinca, știu că mi-a spus Irina după prima ecografie că sunt gemeni. Atunci m-am bucurat. Oh, am țipat ca un tâmpit. M-am fost foarte fericit în ziua aia. A fost să fie. Tu-ți dorești Dumnezeu. Mulți copii? Măi, ne ajunge, zic. După dacă primii doi? Mă, nu, problema. Nu. E minunat să ai copii. E minunat. Numai problema e că fiind singuri, știi, e mai foarte ușor. Greu, este infernal de greu. Un părinte trebuie să se sacrifice și să rămână acasă, să aibă grijă de ei, știi, unul trebuie să... Și atunci e greu să te unești, știi, să te reunești. Adică îmi pare rău, sunt momente în care mi-e dor să stau acasă, mi-e dor să stau acasă. Nu zic că nu, e bine și că am de muncă, știi? Dar e așa, uneori mi-e dor să plec eu cu Irina. Oricât de ciudat când ar suna părinții, nu, 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 vai ce nesimțit să-și lase copiii să plece numai el cu nevastă sa. E bine, dor de iubita da, ta. Da, ne e dor de noi, înțelegi? Ceea ce e foarte greu și nu, cred că nu numai mie mi se întâmplă, tuturor părinților. Sunt momente în care chiar ai nevoie de momentul tău cu tine. Eu l-am cunoscut pe tatăl tău, da, care era pe vremea aceea extrem de șarmant, da, și cuceritor. Ia uzi. Și aș vrea să știu de la tine care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la ai tăi. De la ai mei, cred că respectul față de orice, sinceritatea. Și cred că de la mama prea multă sensibilitate. Exagerată, câteodată. Da, dar asta te face un om bun. Da, da. Sensibilitatea. Da, asta. Bun și te călește. Știi? Da. Uite că am 40 și încă nu m-am călit. Tot prostuți sunt. Cred că nu ne călim niciodată. Niciodată, da. Plâng, unde știi că plâng. Da, am văzut la ultimul spectacol. Am plâns ca ce ultimul. Ce s-a întâmplat? Nu știu, mai te-ai emoționat enorm tare. De tare. Enorm de tare m-ai emoționat. Eu mă bucur și pentru și că spectacolele Zurli, da, au și asta ca treabă. Nu numai divertismentul, ci da, să și emoționeze și să plece de acolo părinții și copiii mai... Așa e, e foarte frumos. Mulțumim. Ce faci, fetiță Zurli, acolo? Tanti prezentatoarea, mă întrebam eu când pot să-l întreb pe Cosmin întrebările mele. Da. Fii atent, fetița Zurli are 3 întrebări. Întrebările fetiței Zurli. Ăsta e momentul? Nu, nu ăsta e momentul. Aș vrea eu să îl întreb. Cosmin cu Tudor își fac semne, da, da, pentru că dimineața n-a, da, avut un start foarte bun pentru fericit. Tudor. Tati, cum ești? Așa și așa sau mai bine? Bine. Ești bine? Brav. Da. Dacă ai probleme, spui, da? Bine, pui. Primele semne de răceală, da, e fantastic cum devenim noi foarte atenți la lucrurile astea. Păi nu-i normal. Te-ai bucurat că ai un băiat? Da. Da? Da, da. Să știi că până să se nască Tudor, l-a chemat Ana Ilinca. Adică tu te-ai pregătit să pentru fie Ilinca, fată, de da, acum 8 ani. Da, exact. 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 Noi avem pentru tine un cântecel care se numește Are tata băiețel și... E.
Vi-l dedicăm ție și lui Tudor și tuturor tăticilor de băieți. Nu e de, ăsta e de dans și de voie bună. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.